cum vin oamenii să ceară o mărire de salariu și poate ne-a ajuns și cu câteva sfaturi cum ar fi bine și sănătos să facă. Cum ar fi să mă preocup mereu de propria mea dezvoltare, mergând la manager, mergând la HR și întrebând ce trebuie eu să învăț ca să ajung să fac rolul respectiv. Și sună foarte bine, eu sunt curioasă cum este privit un astfel de angajat de ceilalți colegi, pentru că de multe ori s-ar putea să privească, uite-l și pe ăsta cum se duce, să se pună bine cu superiorii. Și probabil că există și o astfel, un astfel de fenomen în care e, dacă mie mi-este dificil să fac asta, văd ceea ce spuneam chiar la începutul întâlnirii noastre, văd comportamentul acesta de a avea curaj să spun ca fiind ceva ce mă deranjează și ceva ce mă supără, pentru că eu încă nu simt că nu am curaj. Asta sigur că ține de munca personală, dar aș adăuga ceva aici ce mi se pare extrem de relevant apropo de ce ai spus tu, Mișa, și anume faptul că pentru a putea să mă simt confortabil la locul de muncă, e important să simt, noi spunem în psihologie, autoeficacitate, care este compusă din două elemente. Odată e competența, să știu ce știu, dar foarte important să știu ce nu știu. Și atunci pot să mă duc cu multă deschidere și disponibilitate să spun, uite, astea sunt lucrurile pe care le am, asta este ceea ce știu, am nevoie de suport aici și cred că asta mă va duce într-un punct în care aș putea să câștig mai bine decât o fac acum. Și aș construi pe ce ai spus și m-aș duce un pas mai încolo. Cred că e mult vorba și despre siguranța psihologică la locul de muncă. Și cred, nefiind un specialist, dar uitându-mă în jurul meu și discutând cu colegi, aici liderul are un rol foarte important, pentru că echipa este practic mediul în care fiecare dintre noi alegem să ne dezvoltăm, să stăm sau să plecăm. Și atunci mediul acesta, dacă e creat pe principii de comunicare transparentă, de empatie, de ascultare, de răbdare, dacă înțelegem că, ok, ai greșit odată, dar înveți din greșeală, da? Și că nu e un capăt de țară, toate lucrurile astea care par mărunte la prima vedere, dar dacă ele se întâmplă constant, zi de zi, ele creează acest mediu de siguranță psihologică și atunci se schimbă dinamica comunicării. Fiecare împătrățelul lui să-și facă treaba bine. Să-și facă treaba bine și să fie om cu oamenii. E foarte important să înțelegi că nu vii doar la un job, că trebuie să vii. Știi, exact ca oamenii ăia chinuiți cu capul plecat care vin într-un loc să plece seara. Nu mai suntem acolo. Un job e mai mult decât un job. Petreci cea mai mare parte din viața ta la job. Când ai conștientizarea asta, tu ca manager, tu ca lider de oameni, cred că simpla conștientizare e principalul pas către schimbare. E sănătos ca într-un moment în care poate avea foarte mult de lucru să ne setăm un termen sau să ne spunem o perioadă în care îmi permit să fac asta, dar după aceea recuperez timpul de petrecut cu familia sau cu copiii sau cum e cel mai corect pentru noi și pentru familia noastră? De multe ori apare întrebarea asta, ce înseamnă echilibrul între viață profesională și viață personală. Și cred că aici putem vorbi, mai ales pentru cei de vârsta noastră, putem vorbi despre o investiție mai mare în viața profesională, exact cum spuneai și tu mai devreme, Mișa, am o perioadă în care investesc mult aici. Dar nu cred că în același timp, atunci când vrem să creștem profesional, să ne dezvoltăm, putem să fim și foarte prezenți în viața personală. Și atunci echilibrul acesta e important să fie analizat pe o perioadă mai lungă de timp. Dar ideea este ca eu să-mi dau seama, nu știu, în anul acesta pe care eu l-am analizat, cât de mult timp am fost într-o parte, cât de mult în cealaltă și să ne imaginăm așa o experiență din asta sinusoidală. Uneori investesc foarte mult, după care învăț să mă retrag, când mă retrag, investesc în cealaltă direcție. Cred că, da, până la urmă, orice este prea mult, e prea mult și strică sistemul.